care vine de Tatăl din cer. Aceste persoane care s-au ridicat în prezența ta au nevoie de tine. Unii din ei sunt prăbușiți, loviți de vadă, loviți de încercări și de boală. Pe cine vrei să mângâi astăzi aici, în locul acesta? Cine din ei a ajuns la capătul puterii și are nevoie de miluință? Salutăm prezența ta, Mesia, Mielului Dumnezeu. Dorim Dumnezeului Tată aici, în biserică, la fratele Rudi, să ne schize gazul cerurilor, să tot apă de înviorare, să ridice oamenii care sunt întinți la Dumnezeu. Vino Mesia! Vino Mesia! E nevoie de tine! E nevoie de atingerea ta! E nevoie de mâna ta ca medic! Dacă e cineva care așteaptă mâna ta de medic, dacă e cineva care vrea vindecare astăzi, tu ești gata să vindeci, ești gata să te măduiești, ești gata să eliberezi, ești gata să dai viliință. Cum ai oprit furtuna? Vino în casa pocăiților care au furtuna în familie. Vino acolo unde sunt lacrimi. Vino acolo unde e durere. Dacă este o persoană care este în furtună, care s-a ridicat de valuri împotriva familiei, te invit să vii aici. Aleluia! 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 Împodobiască-te gloria Mielului Dumnezeu! Dacă e cineva care trebuie să-i arăți mâna cum i-ai arătat-o lui Petru, tu furtuna și mare, arată-i mâna ca reală cum te-ai asemenit. Credeți că Domnul Iisus este aici în biserica Domnului? Credeți că prezența Lui este aici? Tu care te lupți cu furtuna și cu valurile, în această seară cineva se oprește în dreptul tău și numele Lui este Iisus din Nazaret. Cine crede că este Domnul la biserică? Cine crede că prezența Lui este aici? Cine are nevoie în acest moment de vindecare? Să nu te teme. Să nu te teme. Să nu dai înapoi. Chiar în acest moment se ocupă cineva de tine. Este mâna în care te vindeca de atâtea ori și te poate vindeca și acum. Tu ești în prezența lui Iisus. Toată biserica cu mâna dreaptă salută prezența Mielului. Salutăm prezența ta, Iisus. Salutăm prezența ta, Mielului Dumnezeu. Pentru că tu ești aici. Pentru că tu ești aici. Aș vrea să pun o întrebare la toată adunarea ținutoare de Iisus. Ți-e dor de prezența Lui? Ai fi dorit în această clipă să fie la copilul tău bolnav și mâinile Lui să se simtă peste el? Ai fi dorit ca mâinile Domnului să fie întinse peste soția ta? În această seară, seara Domnului Vindecare,
Cine își dorește pe Iisus ca doctor în familie? Cine îl dorește ca doctor? O mână ridicată în prezența Lui. Cine îl dorește ca vindecare? O mână ridicată în prezența Lui Iisus. Trăiască Domnul! Amin, copiii Domnului! Un izvor de mântuire să treacă prin corpul tău și tot ce este acolo să mântuiască. Amin? Ocupați locurile. Bună Dumnezeu să fie toată slava și toată gloria. Amin, Biserica Domnului. Amin, copiii Domnului. Femeia samariteană, că n-a fost o femeie prostituată și o femeie care a avut ocazia să schimbe bărbații în mare feciorată. Femeia samariteană, că reprezintă națiunea Samariei, care a avut 5 Dumnezei, care a curvit cu ei, adică s-a închinat acelor Dumnezei străini. Dacă ar fi o femeie de rând, o femeie prostituată, n-ar mai fi credibilă când a spus m-am găsit cu prorocul. Cine vrea să se întâlnească cu prorocul? Eu vreau. Slăviți să fie Domnul Iisus. Când te-ai întâlnit cu Iisus, te-ai întâlnit cu prorocul. Amin, copiii Domnului. Iisus este cel mai bun proroc pentru tine. Să rostească durarea Lui peste casa ta și peste familia ta. Și toate lucrurile tale să meargă bine. Amin. Amin. Să-ți aducă Dumnezeu multă înviorare. Și apa Lui să fie la rădăcina vieții ta. Cine are nevoie de apă la rădăcină? Și cine vrea să fie înviorat prin Duhul Sfânt? Să simtă cu adevărat că Duhul Domnului este aici. Să spun Doamne, de atâta vreme te aștept. Mi-e dor de tine, prea iubitul inimii mele. Amin, copii Domnului. Amin, Biserica lui Iisus. Mi-e dor de tine. Mi-e dor de prezența ta. Mi-e dor de numele tău. A fost un om care îl arată Biblia. Probleme în familie. N-avea o speranță. Oamenii fără speranță trec repede din viața aceasta. Oamenii fără speranță. Iar oamenii care au speranță, adică o nădejde, prin nădejdea lor în Domnul, se mai poate întări. Întreba Dumnezeu, ai o speranță în seara aceasta? Și care e speranța? Arată-te în mâna spre speranța ta. Speranța mea este Iisus. Glorie Domnului. Glorie lui Iisus. Și omul acesta are o soție care nu aduce copii pe lume și este stiară. Am trecut pe la lume. Când perindam aceste meleaguri, toți erau mici. Cresc copii, cresc și speranța. Am intrat și am văzut un lanț de case. Asta e alăderea, asta e alăderea. La bătrânețe, unde vrem să mănânce, acolo voi. Copiii sunt speranța. Dar cea mai mare speranță este Iisus. Prea mărit să fie Domnul. Manoah era omul care n-avea speranță pentru că n-avea niciun copil.
se întâmplă că soția este la câmp, nu la pregătire, că n-ar mai veni îngerul. Soția nu e pe șansă să vorbească de tot despre că este la câmp. Surorile mele, biserica aceasta, să nu vă găsească îngerul Domnului vorbind de alții, să vă găsească la câmpul Evangheliei. Că acest manual n-are o speranță, n-are un copil. Câți copii ai? 10. 10 speranțe. Că la bătrânețe, că vei da pe deaua la toată, te uiți și uiți și uiți. Te rog pentru la mine să mă aducă de lucrare. Din 10 vine un mic. Slăvi să fie zăbun. Din 7 vine un mic. Din 5 vine un mic. Dar să n-ai pe niciun om, nu? E greu. E greu. Simplu. Duhul Domnului Iisus. Glorie Domnului. Manual este lipsit. Și n-are nicio speranță. Soția lui este la fel și nu este la cafea să vorbească de Rudin, de Maria, de frate, de fratele. Ei la tine. Și mi-aș fi dorit că va veni Îngerul Domnului să te găsească la cântul Evangheliei. Amin. Amin, frate Maria. Femeie, la anul pe vremea aceasta de avea un copil de parte bărbătească. Cine aduce speranța? Tatăl speranțelor. Iisus din Nazaret. A venit în casa lui Rudi și a auzit o fiu mare. Au crescut speranțelor. La Maria m-a fiu. Cresc speranțelor. Odată ce cresc copiii, cresc speranțelor. Dar tata, la toată speranța, este Iisus. Și numele Lui să fie înțeles. Știi ce s-a întâmplat? Când a văzut femeia aceasta, soția lui Manuel, că Îngerul Domnului a venit la ea, s-a dus și a dat o veste rea sau bună. Vreau să spune surorilor. Vestea a fost rea sau bună? A fost bună. Sunt surori care nu dă veste, vești bune soților. Fie o veste bună pentru soțul tău. Și adunarea surorilor să spună amin. Amin. La anul pe vremea aceasta voi avea ce? Voi avea un copil. Dacă era și Manuel cu ea la clip, întrebare. Dacă era și Manuel, era și el când s-a coborât îngerul. În această seară este Îngerul Domnului în adunare. Este trimese de Duhul Domnului. Îmi pare rău că nu ești și soțul tău pe bancă? Sau îmi pare rău că nu ești și soția ta pe bancă bisericii? Pentru că Îngerul Domnului este aici. E trimese de Dumnezeu să stea astăzi o mână de ajutor. Pe amării să fie Domnul. Amin copii Domnului? Amin copii Domnului? Amin, Biserica lui Iisus? A pierdut întâlnirea cu Îngerul.
E posibil să ratezi o biserică și să pierzi întâlnirea nu cu Îngerul, cu Domnul Iisus. Pentru aceasta câștigă ai biserică, câștigă ai adunare, câștigă trebuie să fie aici să spui. Femei, calcă repede pantalonii, cămașa, pune repede să mănânța ceva întreagă, să nu pierdă întâlnirea cu Iisus. Preamărit să fie Domnul. Preamărit să fie numele Domnului. Bărbate, închide mafa, mașina, hai repede să fugim, unde? Avem întâlnire cu Domnul Iisus. Preamărit să fie Domnul. Dacă mai ai 10 ani, ce faci cu ei? Intri cu ei în împărăția Domnului. Dacă mai vinzi de 500 de mii, 50 de lei, spui, hai să mai luăm o stradă. Pe data pierdem din întâlnirea cu Domnul Iisus. Hai, lasă-l, merge adunarea și fără noi. Sunt surori, sunt frați care spune, merge biserica, să mai luăm o uliță, să mai mergem pe o uliță, poate acolo mai vinde. Știi că acolo am mai vândut? Și te-ai mai dus pe o uliță. Și nu vinzi nimic. Că despărțiți de mine, le-a zis Iisus. Nu puteți să faceți? A, dacă n-am văzut pe ulița asta nimic, nu putem să mergem cu marfa acasă. Hai să mai luăm una. Și încă una, și încă una. Și ai pierdut întâlnirea cu Cel ce te poate binecuvânta. Ai pierdut întâlnirea cu Cel ce știi de mâna să te binecuvânteze. Ea este la timp și nu e cu ea. Și dovestea este. Știi ceva? A venit Îngerul Domnului. Și mi-a spus că la anul pe vremea aceasta voi avea un copil. L-a auzit așa? I-a părut rău sau bine că n-a fost cu ea? I-a părut rău. Știi ce a zis Emanuel? Doamne! Fă să mai treacă încă o dată omului Dumnezeu pe aici. Preamărit să fie Domnul. Preamărit să fie Domnul. A lui Dumnezeu să fie toată gloria, toată slava. Amin, copii Domnului. E posibil că lucrurile prea mici te desparte de cele mai mari. Fratele n-ar vrea să-i treze soția, dar are o soție binecuvântată de Domnul, o soție care nu-i bată cuie în cap și o soție care știe să se comporte frumos cu soțul. E plecat două, trei zile, patru zile pe drum. Nu l-am auzit odată să-l văd lucruri să spună. Frate Costin, m-a otrăvit soția, m-a otrăvit, m-a distrus. Vreau să rămână repede acasă. Nu. El a stat la soluție. A venit Îngerul sau nu a venit? Când m-a luat, i-a părut rău că n-a fost o soție a lui. La timp. A venit Îngerul înapoi? A venit. Tu l-aștepți să mai vină în casa ta sau nu mai aștepți? Mai aștepți tu Îngerul Domnului să mai vină la tine în familie? Cine mai așteaptă un Înger al Domnului să vină în familie? Glorie Domnului Iisus! Al lui Dumnezeu să vină toată slavă, toată cinstă și toată glorie. Amin? 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 Și la acel moment se întâmplă ceva. Când s-a coborât Îngerul Domnului. În ce s-a ridicat? Cine din Hristie? În ce s-a ridicat Îngerul Domnului? În ce s-a ridicat? Dacă știți în ce s-a ridicat, mă bucur. Dar v-am făcut eu. Și am să vă spun eu în ce s-a ridicat.
Manoah a adus o jertfă Domnului. Slăviți să fie Domnul! Îngerul Domnului n-a luat-o pe lângă fumul jertfei, nici în stânga, nici în dreapta. Îngerul a intrat în fumul ardei. Glorie Domnului! Glorie Domnului! Întrebarea este, de ce a intrat îngerul în fumul ardente? Pentru că jertfă plăcută îi plac lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu să fie toată slavă! Lui Dumnezeu să fie toată gloria! În fumul arderii îngerul a început să se lanțe la cer. Mai există fumul arderii în familia ta? Mai există fumul arderii în rugăciunea? Mai există în familia ta? Îngerul Domnului arderii s-a înălțat și a spus, spune-mi, care ți este numele? Că vreau să-ți aduc un miel, aduc ceva. Știi ce a zis? Numele meu este, cine te știe, este minunat. Și aș vrea să te întreb, mai aștepți pe cel care este minunat să facă minuni în familia ta? Amin. Amin, biserică. Lui Dumnezeu să fie toată gloria. Spune care ți este numele. Numele meu este minunat. Cine mai poate să facă minuni în familia ta? Țipleșul. Pietrele e la Țipleș. Tu n-ai nevoie de nimeni. Tu ai nevoie de El. Amin? Frate Costel, am trimis bilețele la vol. Și am pus bilețele la vol. Am un copil bolnav. Nici doctorii n-are ce să-i mai facă. Am o fetiță bolnavă care nici doctorii mi-a spus că nu se mai poate face nimic. Am o soție bolnavă, care nimeni nu mai poate să o vizite. Am un soț bolnav. Cine poate să facă o minune? Minunatul care s-a ridicat în fumul arderii. Sarcina. Se mai năștea un izbăvitor pentru Israel?
Dar dacă vorbea cu moașele și cu doctorii să le dea și bani, să-i oprească nașterea, mai aducea acest izbăvitor pe lume? E posibil că ai oprit un rege care trebuia să vină pe lume. E posibil că ai oprit viața unui preot care trebuia să vină pe lume. Și mântuitorul vine și spune, lăsați copilașii să vină. Amin? Amin cu Domnului. Și acest om este foarte important. Copilul îl închină Domnului. Și copilul este închină Domnului. Crește Samson și crește o nădejde pentru Israel. Crește Samson și vine un izbăvitor pentru Israel. Să dea Dumnezeu toți copiii tăi să fie binecuvântați de Domnul. Amin. Copiii tăi să fie o nădejde, să fie speranță în viață. Să dea Dumnezeu înțelepciune copiilor tăi și multă pricepere și multă frică de Dumnezeu să-i crește pentru Împărăția lui Dumnezeu. Amin? Femeia samariteancă este o evanghelistă pentru Samaria. Este o tine canală principal pentru Samaria. Știi ce zice ea? L-am găsit pe prorocul. Ați auzit cum a zis femeia? L-am găsit pe prorocul. Îmi pare de la trebuie să vă găsesc. Dar surorile noastre pe cine au găsit? Dar au rămas copii pentru mine. Ia vino ca soro! Samaritean că l-a găsit pe prorocul la fântână. După cine ai găsit? Și unde l-ai găsit? Păi l-am găsit în Facebook. Nu l-ai găsit la fântână? Nu l-am găsit pe Facebook. Fiicele Sionului! L-am găsit pe Domnul mergând spre Golgota. Se băteau în piept, se tânguiau și plângeau. Fiicele Sionului! Trebuie să-L găsească pe Domnul. Să se bată în piept pentru Domnul! Nu pentru vagabond care l-a găsit pe Iisus. Nu, nu. Fiicele Ierusalimului și fiicele Sionului! L-am găsit pe Domnul. Surorile cinstite îl găsesc pe Domnul. Preamărit să fie Domnul. Și viața lor se schimbă odată o întâlnire. Frate, ce s-a întâmplat în familie? După o căsnicie de 26 de ani, soția mea a găsit o altă relație de prietenie pe Facebook. Am 6 copii, frate Costel. Și soția mea și-a găsit o altă relație cu cineva din țară, comunică cu el, vorbește cu el și o să-l urmeze, mai devreme să mă urmeze, să pune contactele pentru divorț. Rușine. Pentru femei și pentru surori tinere care nu îl întâlnesc pe Domnul și întâlnesc un alt Domn. Domnul Văzduhului. E dureros! E dureros! Samariteanca spune, l-am găsit pe prorocul. Tot mi-a spus. Vine Domnul a
Ați auzit că vine Domnul? Ați auzit că vine Domnul? Soro, te întreb, cu cine te-ai întâlnit ultima dată? M-am întâlnit cu cineva care mi-a cerut prietenie și invitație pe Facebook. Dar cu Domnul nu te-ai întâlnit. Surorile sunt împărțite în două mari categorii. Unele se întâlnesc cu dracul și altele cu Domnul Iisus. Niciun soț nu este mai bun ca soța care l-ai luat și l-ai avut în tinerețe. Nimic. Nici o soție nu este mai bună decât soția pe care tu ai avut-o în tinerețe. Cu ea ai râs. Cu ea ai răbdat și cu ea ai iubitat. Cu ea ai trecut prin valuri și furtuni și cu ea ai trecut prin bucurii. Cel mai bun prieten al vieții pe pământ este prima ta soție și primul tău soț. Ce vine peste astea vine de la diavol. Samariteanca! Nu se laudă că ce repetenii a toți bărbații. Știți care este modul de înțeles al samariteanii? Că nu erau femei de produs, o femeie curtă. N-a vrut să aibă prietenie cu Iisus. Tu îi îndemnești mai de? Deci nu era o femeie ușor înființată. Pentru că este simbolul de mântuire al neamurilor. Femeia samariteană, reprezintă națiunea neamurilor, care a uitat în posăția mântuirii. Noi am întâlnit pe Domnul. Amin? Cine l-au găsit pe Domnul? Iudeii sau neamurile? Cine l-a primit? S-a dus la Isai și Isai nu l-au primit. Dar când a venit la Samaria, a făcut o mare trezire. Asta e evanghelistă. Mulți vorbesc despre ea. A fost o femeie de 5 bărbați, nu? Samaria a fost o luptă de Iudeia. De puterea Imperiului Asiria. Și a avut în Samaria au venit cinci Dumnezei străini și Samaria s-a închinat lor. Și Domnul Iisus îi spune, cinci bărbați ai cinci Dumnezei la care te-ai închinat. Și ăsta care este cu tine nu este al meu. Tu trebuie să-l ai pe a șaptelea care este nesăvârșitul Iisus, preamărit să fie Domnul. Al lui Dumnezeu să fie toată gloria. Al lui Dumnezeu să fie toată cinstea. Tu trebuie să-l ai pe a șaptelea. Nu mă rog de săvârșit! Aș vrea să vă în încheiere, care este motivul că mâna lui Dumnezeu nu mai lucrează în viața noastră? Care este motivul? Cine știe de ce mâna Domnului nu mai lucrează în viața noastră? Banca bisericii nu te ajută la nimic. Să cânti bine în casa Domnului nu te ajută la nimic. Să predici cu har nu te ajută la nimic. Să ai ungere în înțelesul minții tale. Am ungere când vorbesc. Dacă n-ai schimbare de viață și dacă viața nu ți s-a schimbat, cântarea s-o cânti cu lepădare de sine, n-are nicio treabă Dumnezeu cu tine pentru împărăția Lui.
să tocește această bancă, să fie tocită banca. Și dacă nu te schimbi acasă, nu te schimbi familie, nu schimbi caracterul, nu schimbi viața, dacă ai tocit banca asta, dacă nu-i schimbat în tine, nu mergi în cer. Intrarea în cer nu se face prin prezența ta pe bancă. Intrarea în cer se face prin schimbarea ta de viață în prezența lui Dumnezeu. Poporul acesta s-a apropiat cu ce? Cu buzele! Pocăința ușoară este pocăința cu buzele, să te apropii de Domnul. Cea mai ușoară pocăință e pocăința să te apropii cu buzele. Și cea mai grea pocăință e pocăința care o trăiești în viață. Vreau să te întreb. Vrei să aveți în Împărăția lui Dumnezeu? Vrei să ai parte cu Domnul? Cu cine ai dorință, soro, să te întâlnești? Cu prorocul, cu Mesia, cu Domnul. Să te întâlnești cu Domnul. Hai, ridică-te în picioare. Dar este doar de tine, Mesia. Biserica aceasta are dorința să se întâlnească numai cu tine. Să binecuvintezi lucrarea de aici. Să-i dai putere lui Lili până la capăt. Să nu lași lipsit de popor și de putere. Aceasta biserică să fie o mamă bună, care se nască sufletul pentru mântuire. Să binecuvintezi postenia și timpul petrecut aici. Să binecuvintezi surorile mele, care astăzi au avut o lacrimă pentru tine. Să binecuvintezi frații mei, care și-au întrerupt alte legături și de dorință în numele Tău a venit aici. Să binecuvintezi familia lui Marian de la Islas, soția lui și cei nouă copii lui. Să binecuvintezi Dumnezeule Tată viața lui și viața lui Daniel. Să binecuvintezi venirea noastră în locul acesta. Am vrea să ne schimbăm viața și caracterul. Am vrea să aibă loc în viața noastră o schimbare spre tine. Nu vom ajunge în cer prin banca, nu vom ajunge în cer prin cântări, nu vom ajunge în cer prin predică, nu vom ajunge în cer prin servicii pastorale, nu vom ajunge în cer prin servicii de evangelizare, vom ajunge în cer dacă vom trăi cuvântul Tău. Să lași biruință în orice familie. Să lași vindecare în orice casă. Să cobor cu prezență. Este copiii tăi. Și să le dai biruință în numele lui Iisus. Încredințezi frații mei. Și încredințezi mușca. Și biserica mâinii legale. Să fii și cu noi la toate, la București, și să binecuvintezi călătoria noastră și Domnul nostru. Încredință în toate lucrurile mâinile tale. În adevăr, că Tu ne vei da iarăși posibilitatea să ne întâlnim aici. Și noi te binecuvântăm, acum și până acum.